Avocați. Da. Diana Stejereanu a venit pentru sport și să ne obosească pe Ramona. Bună dimineața, Diana! Neața, Dani, neața, Răzvan, neața tuturor! Ce facem astăzi? Astăzi m-am gândit să le dăm posibilitatea tuturor celor de acasă să facă un antrenament odată cu noi. O să îi rog să aducă un scaun din bucătărie, ceva mai stabil, pentru că o să lucrăm coapse și fesier. Este foarte eficient, mai eficient decât ce facem noi în mod normal pe salteluță. Okay. Și începem prin a ne prinde cu brațele de spătar, sprijin piciorul stâng pe scaun, da? Mut piciorușul drept în lateral, da? Și din momentul ăsta aduc piciorul drept la piept, perfect, stau în echilibru aici, ating cu vârful și iar la piept, da? Cobor, în momentul în care m-am ridicat, intră abdomenul, când cobor, coapsa, da? Cobor, coapsa stângă e perfect în tensiune în tot timpul ăsta. Vreau să solicit și fesierul, merg în spate, Ramona, perfect, sus și lateral. Da? Hai să alternăm. Sus, sus, lateral. Hey. Hai să vedem, lateral, perfect, sus și spate. Cobor, sus, lateral, sus, spate. Bravo. Coapsa asta intră în permanență, când ridic piciorul la abdomen, îl simți aici cum intră și în lateral la fel. Hai, sus, perfect. Sus, întind mult piciorul și intră fesierul, piept, întind, sus și cobor. Sus, lateral, vreau să cresc ritmul un pic, Ramona, mă țin bine aici, brațele ușor flexate. Același picior din spate, le aduc repede la piept, 8 ori 2 scurte, da? Hai să încercăm. 1, 2, 3, perfect, 4, 5, 6, 7, bravo, 8, inspir pe nas, expir pe gură, hai, încă puțin, 3, 2, 1. Văd că ți-a amortit puțin piciorul, o să schimbăm de data asta. Pun dreptul pe step, vreau să-mi intre fesierul, mă sprijin pe călcâi. Dacă mă sprijin pe călcâi, îmi intră fesierul. Dacă mă sprijin pe vârful tălpii, îmi intră mai mult coapsa, da? Din poziția asta mă ridic și cobor. Lasă-te pe toată talpa, da? Hai, sus, perfect. Piciorul din spate e întins. Cobor, expir pe gură și inspir. Bravo, piciorușul din spate, întins. Bravo, intră fesierul și coapsa. Ha. Expir pe gură. Încă 4, perfect. 3, 2. Hai, Ramona, ai obosit, ai obosit. Mai avem un pic pentru coapse interior. La fel mă sprijin aici. Merg cu piciorușul în partea stângă și schimb mult în lateral, pasul mare. Lateral, bravo. Cobor, hai. Încă 4. Perfect. 3. 2. 1. Mai avem 1 pentru abdomen și închidem aici. Cobor, piciorușele întinse. Hai să vedem. Ating cu vârful și sus, perfect întins. Cobor, expir pe gură când ridic, inspir. Cât mai sus, cu cât timp picioarele mai mult sus, cu atât e mai intens pentru abdomen. Expir, perfect. Încă 4, 3, 2, brava, Ramon. Hai că ne-am încălzit un pic. V-am spus, e foarte solicitant. Față de salteluță. Da. Mi-a uscat instalații. Să nu te recunosc, Diana. Eu numai după bunic te recunosc pe tine, să știi. Dacă intru într-o sală de sport și zice cineva, vezi că e Diana acolo, trebuie să zic, ia, buricele, să văd care e. Diana, două săptămâni la mare cu noi, nu a purtat nimic decât costum de baie. Ia uși. Da. N-a avut, spre disperarea doamnei.